ASEA Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu au încheiat la egalitate 0-0 partida din etapa a patra play-out-ului Ligii 1. Târgu Mureșenii au evoluat în inferioritate numerică mai bine de 50 de minute, francezul Florent André fiind eliminat în minutul 43 după o lovitură cu cotul. Până la acea fază, roșalbaștri au dominat jocul și au avut două importante ocazii. Bara lui Goropsov din lovitură liberă și reluarea lui Dică pe lângă poartă din mijlocul careului. Chiar și cu un om în plus, adversarii nu au pus probleme la poarta lui Pap, centrările sau loviturile de colț fiind singurele acțiuni mai periculoase. Pe final, jucătorii lui Ionuț Chiril au forțat golul victoriei, dar fără rezultat. Denotat introducerea lui Andrei Tornioi, născut în 99, aflat la debut în Liga 1, iar Petra bifează al doilea meci consecutiv. Dacă am fi rămas în 11, am fi câștigat această partidă. Nu cred că s-a văzut foarte mult diferența dintre o echipă care avea superioritate numerică în fața unei echipe care avea inferioritate și care totuși, dacă la intrarea lui Petra se trezește unul în fața porții goale la centrarea aceea să pună latul în poarta goală, am fi putut să câștigăm un meci după 50 de minute de jucat cu un om mai puțin. Este clar că greșeala lui Floran este impardonabilă, un rezultat echitabil până la urmă, în care nu s-a văzut superioritatea Pandurilor. Știam că sunt organizați bine pe fază defensivă, dar nu ne vor pune probleme mari pe fază ofensivă, cum de fapt nici nu ne-au pus. Cred că au avut un șut ăla deasupra bării care a fost mai interesant, dar în rest nu prea. Am pierdut la Botoșani, am făcut un joc egal, ar fi normal să vină o victorie sâmbătă. Petra, foarte bine, foarte bine. Am vrut să forțez atacul jucând cu un băiat care este ofensiv, el joacă în spatele vârfurilor, ca să îl pun în fața lui Mureșan și să dau puțin culoare jocului. Pentru asta am riscat, dar bine, a intrat într-un moment greu al jocului, într-un moment în care Goropsov a cedat și în care Muri, care era singur acolo, trebuie ajutat. Un punct pentru noi este un punct care ne dă moral în continuare. Suntem neînvinși în acest play-out. Mă bucur că facem și lucruri bune, chiar dacă în multe momente mi-aș dori să luăm deciziile cu mai multă luciditate. Astăzi, în meciul de astăzi, s-a arătat așa o oarecare stare de oboseală, chiar dacă am jucat cu mai mult de o repriză cu un om în plus. Faptul că am întâlnit o echipă cu jucători cu experiență, și mă refer la Gabi Mureșan, Constantin, Goropsov, Bănel Nicoliță, plus ceilalți care prin tinerețea lor au încercat să ne blocheze, cred eu că este un punct meritat. Ne doream mai mult, dar atât s-a putut astăzi. Cu acest egal, ASEA acumulează 10 puncte în clasament, la 4 lungimi de Chiajna și Timișoara, care au încheiat partida directă tot 0-0. Sâmbătă de la ora 14:30, ASEA joacă la Voluntari, iar victoria devine aproape obligatorie.